Bun găsit la iBani. Din această lună, așa cum știți, a intrat în vigoare noua schemă de sprijin pentru plata facturilor la gaze și energie electrică. Prețurile sunt plafonate pentru un an de acum încolo, iar facturile vor fi cam la același nivel ca acum, însă nu pentru toată lumea. Mai mult ar trebui să ne pregătim pentru viitor, pentru că prețurile sunt în continuă creștere. Cum vor evolua și ce avem de făcut? Lămurim cu invitata mea de astăzi, Daniela Dărăban, director executiv al Federației Acuie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Să amintim scurt pentru toată lumea cum arată această schemă de plafonare, practicare sunt prețurile, știm că facturile vor fi cam la același nivel ca acum, însă e un pic mai simplu, nu se plafonează și nu mai este și compensare, este doar plafonarea. Așa arată pentru energie electrică, 0,68 de lei pe kWh și 0,80 pentru consumatorii casnici cu aceste două praguri de consum, companiile și instituțiile un leu pe kWh și haideți să vedem și pentru gaze, acolo nu avem avem uh, pragurile de consum, nu-i așa? Da. E vorba de uh, un preț pentru toată lumea și pentru instituții și pentru consumatori casnici. Acestea sunt pragurile. Ce este de explicat? Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Ce vor plăti de la 1 aprilie? Da. În primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă că aceste scheme sunt... Uh, Temporare, adică un an de zile, așa cum am avut o schemă de, pentru o perioadă de 5 luni de zile, autoritățile au decis o nouă schemă pe, pentru un an de zile. Ele sunt ca rezultat al unui context extraordinar, adică vedem o creștere extraordinară a prețurilor pe piața angro. Ce înseamnă pe piața angro? Este piața de pe care furnizorul cumpără energia pe care o aduce în casele noastre. Pe piața Angro la finalul anului trecut, cel mai exact în a doua parte a anului 2021, am văzut o creștere abruptă foarte mare, în primul rând la prețul gazelor ci dacă ar fi să comparăm și citesc din datele publicate de ACER dacă ar fi să comparăm prețurile la octombrie 2021 cu august cu aprilie 2021 avem o creștere de 400% este imens într-o perioadă atât de scurtă de timp. Ca rezultat a crescut și prețul la energie electrică deci și aici vedem creștere între 200-300% adică creșterea de pe piața angro este abruptă. Și atunci a intervenit statul cu această schemă de sprijin, pentru că era practic imposibil pentru mulți români să-și plătească facturile. Absolut și nu este doar pentru consumatorul casnic și consumatorul industrial, pentru că pe lanț noi vom vedea, creș vedem de fapt, creșterile la energie au un impact în întreaga economie și în prețul final al produselor. Să nu vorbim și de inflație, alți indicatori macroeconomici ci este normal să se aibă în vedere o serie de măsuri. Am văzut, cam toate statele membre au luat măsuri. Este foarte adevărat că paleta de măsuri a diferit de la stat la stat. Există un program de recomandări făcută de Comisia Europeană, dar statele membre au avut libertatea să decidă care sunt cele mai potrivite intervenții. În cele cinci luni, care se închid, ca să spunem așa, pe prima, primul segment de intervenție, sezonul rece 2021-2021, Statul român a decis să se intervină atât cu plafoane, cât și cu compensări. De la 1 aprilie vom vedea doar plafoane, deci se renunță la partea de compensare. Acum, noi salutăm decizia de a, de a veni cu măsuri de sprijin. În același timp, înțelegem că aceste măsuri sunt cumva prefinanțate de furnizori. Fără a spune că furnizorul nu-și dorește să sprijină politicile Statului Român, tot ce ne dorim este ca statul român să asigure fluența, fluiditatea necesară cheșului în segmentul, în sectorul de energie, în așa fel încât prin din dorința de a atenua impactul creșterilor să nu ajungem la alte efecte nedorite. Am pregătit și niște facturi, o să le vedem imediat. Spuneam că nu toată lumea beneficiază de aceste plafonări. La energie electrică există un prag de 300 de kWh. E un consum nu foarte mare. Dacă ne gândim la un apartament cu 3-4 camele pe perioada sezonului rece, ajungem la această valoare. De ce o fi luat statul în considerare acest prag? În primul rând, politicile de protecție socială trebuie să fie targetate, adică îndreptată către cei care au nevoie. Nu aș putea să spun de ce s-a ales strict 300 de oră, dar 300 de oră cred că este un consum destul de generos pentru o politică socială. Adică noi trebuie să avem în vedere faptul că acest pachet este un pachet de protecție și totuși cu aceste valori din calculele noastre este foarte adevărat, e un calcul estimat la modul general cred că se acoperă undeva la 60-70% din consumatori adică nu am putea să spunem că nu este o intervenție semnificativă numărul de beneficiari e în continuare unul mare Așa să explicăm și aceste exemple de facturi. La o garsonieră cu un consum de 90 de kWh, vedem că factura e destul de apropiată ca valoare și la un apartament cu două camere avem următorul prag, deci e 0,80 de lei pe kWh și avem un preț plafonat la jumătate față de cât ar fi fost prețul din contract, dacă luăm acel preț de 1,7 lei pe kWh. Deci trebuie să explicăm că diferența o plătește statul. Omul nu are nimic de făcut, da? În primul rând. Da. Diferența este acoperită de stat care s-a angajat să deconteze furnizorilor diferența dintre prețul plafonat și prețul real, prețul de contract, adică cel care reflectă prețul real. Uh, și unii au interpretat că dacă au uh, un consum mai mare de peste 300 de kWh, plătesc doar diferența. Noi am făcut un calcul și vedem că dacă avem acel preț contractat de care vorbeam mai devreme, de 1,7 lei pe kWh, pur și simplu nu se mai plafonează, nu? Plătim uh, suma integrală, 527 de lei în acest caz. Da. A fost această interpretare și în prima, în uh, prima etapă, în sezonul rece. Uh, multă lume a înțeles că, de fapt, se plafonează 300 de kW, o cantitate, și ceea ce depășești, plătești la prețul real, prețul de contract. Nu, corect este că se oferă aceste plafoane în funcție de niște praguri de consum și la energie electrică maximum este un consum de kWh pe lună. Ok, asta e foarte important de precizat. Uh, și în același timp, uh, oamenii au, eu știu, contracte pe diferite perioade, uh, pentru unii poate expiră contractele și primesc pe mail oferte, așa cum spune legea, de la diverse companii. Am pregătit și noi câteva oferte, o să le vedem imediat. Cert este că sunt niște prețuri foarte mari. Inițial te sperii un pic și te gândești, leu ăsta atâta o să am eu de plătit în perioada următoare? Uitați, de exemplu, la energie electrică pe consumul de care vă vorbeam mai devreme pentru un apartament destul de mic de două camere, 100 de kWh oră pe lună, avem ofertă de 200 de lei, e de trei ori mai mult decât am plătit de la 1 aprilie și la gaze naturale diferența este și mai mare de la 200 și ceva de lei cât este factura de la 1 aprilie, dacă luăm în considerare acel consum, e un consum de iarnă de fapt ofertele sunt de 759 de lei și mai departe am văzut și oferte de peste 1000 de lei în comparatorul de prețuri de. La NRE. ce trebuie să știu oamenii, că sunt niște sume foarte mari. Nu le vor plăti, nu? Da. Um, um, clientul va plăti prețul plafonat conform legislației care a intrat astăzi în vigoare. Ofertele reflectă, în schimb, prețul real, pentru că furnizorul achiziționează energia, după cum am spus, de pe piața Angro. Uh, prețul a crescut foarte mult. Este un preț de achiziție care, da, cumva a crescut de 300-400 de ori, adică într-o perioadă foarte scurtă de timp, așa cum v-am spus. În același timp, furnizorul până ce aduce energia la noi în casă sau ce vedem noi pe factură, completează costul cu taxe, tarife, tarifele de transport, de distribuție și alte taxe plus TVA, în funcție de factură gaze naturale sau energie electrică, noi fiind ultimii în lanț, furnizorul fiind ultimul în lanț. Dumneavoastră, când primiți o ofertă de preț, cred că, dacă ați luat-o din comparator, cred că este per total, nu cred că o primiți... Deci, calculele dumneavoastră, sunt făcute per total, cu tot, cu tarife. Da, factura finală. Da, da, da. Oamenii nu trebuie să se îngrijoreze, ca să spună, așa, pentru ziua de mâine, pentru că avem aceste măsuri. Dar oamenii, clienții, trebuie să aibă în vedere că prețul la energie este după cum vedem în această perioadă este destul de vulnerabil la diferite elemente iar noi trebuie să învățăm să ne controlăm consumul, fără a ne reduce neapărat uh, confortul, dar trebuie să învățăm să ne controlăm consumul. Și aici aș spune că pe lângă aceste măsuri de protecție pe care le vedem în vigoare, eu mă aștept ca statul român să vină și cu o serie de măsuri de încurajare pentru implementare de surse alternative, că știm, se vorbește foarte mult de posibilitatea casa verde, panouri fotovoltaice, atât la consumatorul casnic cât și la consumatorul industrial. Toate aceste măsuri trebuie încurajate și, în termen foarte scurt, oamenii trebuie să fie conștienți că trebuie un pic să se uită ce consumă, cât consumă, dacă există loc să-și reducă consumul. Pentru că nu știm cum vor evolua prețurile în viitor. Așteptarea firească este să se regleze, dar uh, suntem încă într-o perioadă cu foarte multe incertitudini și aș completa chiar cu incertitudinile din zona uh, geopolitică, unde nu știm încă cum, vom, cum vor evolua lucrurile. Uh, cu alte cuvinte, spuneți să nu ne liniștim că lasă că plătește statul anul acesta și văd eu ce se va întâmpla după acel moment, pentru că prețurile au această tendință de creștere ce putem face să ne reducem consumul? Cred că ar fi mult mai responsabil să îi ajutăm pe oamenii să înțeleagă că, deși se intervină cu această măsură de protecție, totuși el, în calitate de consumator final, trebuie să încerce să vadă dacă prin comportamentul lui poate să ajungă la un consum care, într-un moment în care statul își retrage intervenția, este suportabil. Sunt categorii în schimb, noi în, în sectorul energetic se numesc consumatorii vulnerabili deși termenul a fost puțin perimat din cauza unor dezbateri politice mai mult sau mai puțin uh, corectă ca să spun așa uh, noi trebuie să învățăm să, uh, să lucrăm cu conceptele reale și acești consumatori vulnerabili care orice ar face, ce orice ar face nu pot să-și să reducă într-atât consumul încât veniturile să le acopere o cheltuială suportabilă, pentru aceștia va trebui statul să intervină de fiecare dată când este nevoie. Dar în acest moment statul român intervine, după cum v-am spus, peste mai mult de jumătate din consumatori. Nu este realist să ne așteptăm că se va putea face așa ceva pe o perioadă mai lungă de timp. Deci trebuie cumva să înțelegem că este un moment în care trebuie să avem un an de zile în care să vedem dacă putem, la nivelul comportamentului nostru, să îndreptăm niște lucruri. Cu aceste prețuri plafonate, mai e cazul să ne stresăm, să comparăm prețurile, să vedem care e cea mai bună ofertă pentru mine? Da, eu aș încuraja, aș încuraja clienții să învețe un pic să se uită între oferte, să le compare să ceară o ofertă de la diferiți furnizori uh, și uh, chiar și pe termenii de contract să fie atenți, pentru că uh, trebuie să se asigure uh, că semnează și știu ceea ce semnează și la ce se angajează. Uh, nu trebuie să se sperie dacă au semnat un contract și realizează ulterior că vor să-și schimbe furnizorul. Există în continuare posibilitatea schimbării furnizorului fără niciun cost, trebuie doar să-ți achiți uh, facturile furnizorului anterior. Eu aș spune că obișnuința de a te uita între oferte este una utilă, pentru că așteptarea noastră este ca, la un moment dat, sperăm anul viitor, dacă piața permite chiar mai repede, să revenim la o piață competitivă unde furnizorii se luptă între ei pentru clienți. Și asta înseamnă o ofertă cât mai bună pentru clienți. Cum putem să comparăm? Ce instrumente avem acum la îndemână? Bun, există posibilitatea să intri direct pe site-ul furnizorului și să vezi ce oferte au disponibile. Dacă ai nevoie de date suplimentare, poți să le soliciți informații suplimentare sau poți să intri pe comparatorul pe care îl are Autoritatea Națională de Reglementare în energie. Am intrat și noi pe acest comparator și am văzut că e destul de greu de folosit. Sunt niște termeni acolo pe care dacă nu îi stăpânești... Eu s-ar putea să nu înțelegi. Ce puteți să le spuneți oamenilor în acest sens? Există ceva ce pot face ei ca să evite comparația acesta sau din contră? Putem să interpretăm cumva informațiile de acolo cât să ne fie ușor de înțeles? Da, Cred că atât noi furnizorii, cred că și la nivelul uh, Federației Acuie și uh, nu în ultimul rând, poate chiar și la nivelul autorităților, trebuie cumva să ieșim dintr-un limbaj prea tehnic și să ajutăm pe oameni să, să aibă acces la informația atât cât are nevoie în calitate de client, pentru că nu trebuie să devii specialist în energie ca să poți să știi cum îți alege o ofertă sau uh, cum îți plătești factura. Um, Sincer, nu o să pot să vorbesc în numele autorității de reglementare. Sper ca pe feedback-ul primit inclusiv de la reprezentanții media să există anumite îmbunătățiri. În ceea ce privește zona noastră, stricta furnizorului, noi facem eforturi să venim cât mai aproape cu termenii de ceea ce clientul poate să înțeleagă. Nu, aș put nu știu să vă spun exact uh, pentru că ar însemna să știu exact toate informațiile pe care un client le primește, dar în primul rând tu trebuie să fii atent la prețul, la prețul energiei active, uh, trebuie să fii atent la termenii contractului, trebuie să fii atent dacă sunt și alte servicii pe care le dorești, nu le dorești în, în abonamentul respectiv, uh, trebuie să vezi uh, care sunt termenii vis-a-vis -vis de schimbarea prețului de contract. Adică, cred că sunt câteva elemente la care clientul trebuie să fie atent. Am vorbit despre reducerea consumului. Este o direcție în întreaga Uniune, mai ales că există această amenințare privind oprirea gazului rusesc în Europa. Ce putem face fiecare dintre noi concret ca să ne reducem consumul acasă? Pentru unii poate pare imposibil. În primul rând, cred că trebuie să ne cunoaștem consumul și aici aș încuraja pe toată lumea, poate pe o perioadă de, nu știu, 5-6 luni, să-și monitorizeze consumul de energie lunar. Și uh, există, majoritatea furnizorilor, permit uh, practic această autocitire și să transmiți indexul în perioada pe care o ai pe factură de transmitere a indexului. Asta te ajută și pe tine să înțelegi cât consumi. Bineînțeles, uh, poți uh, ulterior să vezi ce măsuri ai, adică. Eu nu aș recomanda nimănui să stingă lumina dacă are nevoie de lumină, adică nu ne dorim să, să ajungem la situații de genul acesta. Cred că aparatele eficiente energetic, modalități, adică sunt tot felul de modalități de iluminare mai eficiente unele decât altele, adică să ne uităm un pic în zona spre viitor, adică când cumpărăm ceva să fim foarte atenți și la ce consumă și cât consumă acel aparat, adică să, fie, să devină în comportamentul nostru un criteriu de selecție. Bun, asta se, se pot întâmpla, putem ajunge la o educație în sensul de eficiență energetică. În, în timp, sunt multe care țin de oameni, sunt multe care țin și de autorități. E că modul în care se, se construiește, refacerea clădirilor, eficientizarea clădirilor, aș recomanda autorităților publice cu, cum să vă spun, într-un termen foarte scurs să-și facă un audit energetic, chiar și clienților casnici care au locuințe mai pe suprafețe mai mari, dacă consideră că pot să îmbunătățească ceva. Cred că punctul de plecare este un audit energetic, și de acolo poți să vezi ce poți să faci ca să-ți îmbunătățești consumul. Chiar și cu eventuale investiții. Vă mulțumesc foarte mult pentru cu toate dragul. aceste informații. Noi ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!